Salutare vulpițelor și vulpișorilor, am revenit cu un nou episod alături de Houdini. Salutare hudinașilor și vulpițelor și vulpișorilor, suntem aici alături de Foxi și o să ne jucăm un mod foarte interesant pe Brawl Stars și anume prima zi de școală a brawlerilor. O să explic repede despre ce este vorba. Linia mea, linia Foxi, este clasa de română și linia lui Houdini este clasa de mate. Iuhu! O să intrăm în meci și o să spargem cutiile și nu luăm power-up. Power-up sunt temele acelea nașpa din vacanță. Așa că trebuie să aveți mare grijă de la teme, pentru că dacă luați teme deveniți profesor și toți elevii sar pe voi. Și profesorul nu are voie să atace deloc, doar să fugă și elevii îl omoară pe profesor. Exact, și deveniți prof de mate sau prof de română în funcție de ce clasă sunteți. Exact. Hai să-i dăm ready. Hai să-i dăm ready. Dai Houdini ready. Eu am dat ready, gata. Hai să vedem cum funcționează. Începe nebunia, prima zi de școală a brawlerilor. Da, hai să vedem. Hopa, hopa, deja mai văd pe cineva din clasa mea. Ceva ce rare. Bine venit în clasa de mate. Da. Hopa, încă cineva aici. Star, uite-l pe Star. Ce faci, Star? Am văzut și eu pe cineva din echipa mea. M-am întâlnit cu colegii. În prima zi de școală eu mă întâlnesc cu colegii. M-am întâlnit cu un coleg din clasa ta de mate. Da? Uite, opa, opa. Uite pe Zeul de la mine. Văd și doi colegi din clasa ta de română. Pe Nico de la mine, pe Daria, pe Spike. Uite, am toți colegii în clasa mea de română. Eu sunt aici cu Star. Ești curioasă cine o să devină primul prof sau profesoară? Și eu sunt curios, sincer să fiu. Hopa. Hopa, 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 hopa. Oh, Foxi, că e toată clasa ta aici. Toată clasa mea de română. Unde-i clasa mea? Deci eu am 2 colegi am aici. Din ce văd? Colegii tăi. Tu câți colegi ai? Nu știu, dar colegii tăi ciulesc. Uite, am 3 acum, hopa, hopa. Deci suntem 4, voi cât sunteți, Foxi? 2, 4, 5. Pe 5 trebuie să fii și voi. Adevărat. Unde mi-e un coleg? Asta e întrebarea. Unde-ți coleg? Chiulește colegul tău. Da, un coleg chiulește. Opa, opa. Cineva a omorât pe altcineva. Serios? Da. Nu știu dacă a luat power sau poate ceva de genul ăsta. Habar n-am, sincer să fiu. Nu știu, momentan. Eu n-am văzut pe nimeni. De-aia zic să omoare. Poate eu fi luat power. Uite că mai este, suntem minus o persoană. Știu, dar poate eu fi luat power persoana aia și n-am văzut noi. Păi da, asta nu știu. O să aflăm după ce se termină meciul, că sigur o să ne scrie dacă o deveni cineva prof. Hopa, hopa, cineva a luat iară power. Hai să vedem cine. Zeul are power. Prof de română. Hai să-l batem. Hai să-l batem pe proful de română. Dați-l la proful de română. Mă bate proful de română. Te-a bătut? M-a bătut. M-a bătut cel mai... Ba, nu, cine m-a bătut? Nu știu cine m-a bătut. Poate că nu proful. Cred că proful, că a dat în mine. Da, dădeau și ceilalți. Dădeau și colegii, știi? Și poate din cauza asta m-a bătut un coleg, oare? Eu așa cred că... Nu știu cine m-a bătut, să-mi scrieți voi acolo în comentarii cine m-a bătut. Dacă dai cu auto, dai direct în... Dădea și în tine, efectiv, știi? Adevărat. Am încercat să sar, dar n-am mai avut timp. Hai să vedem cine câștigă. Nu știu, curioasă. Cine o să reușească să nu devină prof din clasa ta, Foxi? Nu știu cum. Opa, ce se întâmplă acolo? Cineva a dat ceva acolo. A murit! Uite. Ai murit și tu? Da. Hai să vedem cine rămâne în viață. Și-a rămas Star. Deși era prof. O rămas proful. Ce prof erai? Să vedem. Proful de mate a rămas în viață. Aoleu, proful de mate! Au câștigat proful de mate, nu vine să cred. Nu! Doamne ferește! Scuze! Au câștigat proful de mate. Ok, hai să mai dăm încă una. Hai să ne schimbăm, să ne punem cu cine să ne punem. Cu cine să ne punem? Hai să vedem cine o să fie... Vreau acum să fie profa de mate. Vreau să fie profa de mate. Și hai să vedem. Cu cine să ne punem noi? Mă tot gândesc eu acum. Ce naiba s-a întâmplat, zice Star. Cu Jessie. Nu înțelege. Ai câștigat, ai devenit prof de mate. Asta că scriu. A câștigat... I-a zburat porcul. De mate. Star. Ok, bun. Hai să vedem acum. Ok. Clasa mea cubul. Joacă Jessie. A mea cubul. Jessie, ca să fie doamna profesoară. Super. Jessie. Hai să vedem. Doamna profesoară Apoi eu deja le-am zis, data viitoare o să fiu și eu profă. Sau Piper? Păi tu ai fost profă, adică profă, mă rog. Dacă o să câștige de la mine, o să fie doamna profesoară. Exact, exact, stai să vedem unde. Pentru că acum suntem colege, ca să zic așa. Exact. Avem o clasă plină de colege numite Jessie, toate. Ok. Foxi, dar ce clasă suntem? De română. Așa, noi suntem de mate. De română. Noi suntem de mate. Ok, hai să dăm ready. Mare, hai că am scris de mare. Mate. Ok, bun. Hai să dăm ready. Ready, ready, să vedem cine câștigă de data asta. La tine au câștigat proful de mate. Da, am câștigat proful meu de mate, dacă vă vine să credeți. Era mai bine dacă câștiga un coleg de mate, știi cum zic? Să-l batem pe prof. Eu știu, dar aia e, au câștigat proful, Da, proful care au luat temele de vacanță și ne-au dat la toți teme de vacanță, practic, de mate, știi? Am spart o cutiuță. Hai că încep să fac asta. Unde-i profa de română? Ai de capul meu! Doamna profesoară, unde ești? Unde ești, doamna profesoară? Aici, da. Vai de capul meu că l-am luat din greșeală. Zi-mi și mie unde ești. Jos. Mă, că l-am luat din greșeală, dar nu m-a văzut. De fapt, m-a văzut Daria, dar cred că nu vrea să vină pe mine. Nu vrea să... Da, nu vrea să-l bată pe prof. Deci trebuie să-l caut, opa. A mai murit cineva, Starul l-a omorât pe David. Probabil că o fi luat Power. Probabil că da. Aoleu, nu a văzut lumea că am Power, bădea. Vin după tine? Nu știu. Unde ești, Foxi? Nu vin după mine, sincer. Pe aici pe undeva ești, a? Păi, ia să colectez tot Power-ul dacă și așa le-am luat pe tot, că... Unde, unde, unde? Nu l-ai colectat, lasă să mai ai și alții. M-a omorât. Ai luat Power? M-a omorât Rareș pe mine, nu. M-a omorât așa cu o trasă aiurea și m-a omorât și pe mine. Din păcate. Deci pe mine Foxi m-a omorât un coleg, dacă îți vine să crezi. Aoleu, un nasol cu colegul. Foxi are Power și încă trăiește. Exact, acum. Și pe mine m-a omorât colegii și nu aveam Power. Asta e. Hai să vedem dacă o să câștige din clasă de română sau de mate. Hai că-s și eu să vedem. Trebuie să mă pun cu cineva mai rezistent, că dacă nu îi jale, că mă omoară colegii. Să vedem dacă o să câștige prof sau coleg. Cine mai rămas? De la mine, Star, din echipă. De la Daria tine și Spike. Hai să vedem. No, deci încă 3 persoane. 2 colegi de la mine. Oh! Oh, și-au luat Star Power. Proful de mate se bate cu profa de română. Și-au câștigat proful de mate și da, mai este cu Daria. Normal, n-ar avea voie să dea Star. Da, da. Trebuia chiar doar să fugă. Deci, dar practic... se pare că au câștigat. Cine a câștigat? Cine a fost pe locul 2? Hai să vedem. Daria au câștigat. Daria? Deci au câștigat Daria, au câștigat o colegă din clasa ta, Foxi. O colegă din clasa de română. Da. În sfârșit. O colegă care joacă cu bul. Bun. Nice. Și acum... Hai că mă gândesc eu cu cine să mă pun. Cu Carl. Cu Carlito. Așa ziceau ei că vor de la mine cu Carl. Toți. Da, hai să mă gândesc cu cine să ne punem noi. De la mine. Cu Deril. Hai cu Deril, că avem mobilitate. Rareș, ce n-aș prea mă simt, de ce Rareș? Ce-a făcut Rareș? Că m-a omorât pe mine, nu contează. Am înțeles. Toți cu... Nu toți, pardon. Se scrie în clasa mea. Așa am zis și eu inițial, toți, știi? Clasa mea cu Deril. Cred că cu A se scrie, nu? Da. Doar R-I-L, cred. Y, pardon. Da, da, da. Clasa mea cu Deril. Hai, toată lumea Deril. Casa ta ai zis. Clasa mea, nu știu dacă am zis casa. Da. Casa, clasa, lasă masa. Hai să-i dăm bice. Stai să mă pun și eu. Să nu fiu eu cu Jessie iarăși. Bun, și am dat pe ready. Ce jucăm? De ce întreabă Dragoș ce jucăm? Nu știu. Jucăm prima zi de școală. O fi și cineva oare? Hai mă întreb. Hai să vedem. Da, parcă nu mi-am inteles. Power up sunt temele. Cine le ia devine profesor. Și toți o să le omorâm ca să înțeleagă. Și toți elevii sar pe el. Așa, să punem, scriem așa fără virgulă, iar el nu are voie să atace. Așa, bun. Sper că s-a înțeles. Și poți ataca dacă ești profesor? Nu. Da, nu au voie profesorii să atace. Nu. Normal. Hai. Hai, deci clasa mea de il. Mai scriu încă o dată? Da. Clasa mea, dar Y de ril. Clasa mea, Carl. Hai, ready. Dragoș e cu mine în echipă, oricum. Da. Să vezi ce face. Să ai grijă de colegul tău, să nu te vină profesor. Sper că s-o pus cu deril, că am uitat să zic că linia de jos e clasa mea. Da, sper că și eu da seama. Hopa! Hai să vedem. Am văzut pe un coleg din clasa ta de mate. Da, și eu sunt cu un coleg de al tău, Foxi. Da? Da. Am înțeles. Îți cu Spikerino aici, colegul tău. Am înțeles. Spike. Al cu Spike ca și nume. Da. Am înțeles. Numai colegi de atâi pe aici. Ai devenit prof! Aolo! Sunt prof! Tu n-ai observat că ești prof de mate? Nu, am luat din greșeală un power de acolo din bușoara. Încă nu. Hai că vin eu acum și te bat. Nu mă bateți, lăsați-mă în pace. Păi profule, ce vrei să ne dai teme de vacanță? Noi venim să te spargem. Am fugit, stai să mai iau Ai luat teme. Vino încoace cu temele tale cu tot. Nu ne mai da teme de vacanță. Nu mai vrem exerciții. Nu mai vrem exerciții. Aoleu. I-am dat power-ul lui cel mai bun. L-am făcut prof, acum ai star prof. Echipa ta devine toată prof. Și moare star acolo. Ok. Ai de capul meu. Îmi pare rău, colegilor, dar v-am făcut și eu prof. Ce să fac, aie? Vai. Am încercat, m-am băgat acolo să-i trimit cuiva Pauro și am reușit să-i trimit lui cel mai bun. Eu ce skin are Spike de la mine, vezi? Pe care? Da, e ăla cu chelie. Ce faci, Daria? Ia să mai rămas doar din... uite că mai este Rareș de la mine. S-a făcut prof Rareș. Da? Ia să-l o strâns Pauro-ul. Rareș este prof. S-a dus în zonă? Cred că da, s-a omorât. Și-o luat, uite altcineva o luat. De la mine! Florentina, dragă, ce-ai făcut? Nina, Florentina. Ai devenit profă de română. Nu ne mai da romane pe vacanță să citim. Bătălia pentru a nu deveni prof. Hai să vedem. E aici pe Brawl Stars. Dar doar un singur power mai e pe harta asta. Da, mai este doar ăla de acolo de sus. Ești curioasă cine o să-l ia. Din ce clasă? Cineva tot trebuie să-l ia. Să vedem din ce clasă. Se bagă Dragoșul, îl mănâncă, văd. Da, dar nu mai are răbdare. Cred că îl mănâncă, se duce după power-ul ăla. Da. Sau? Hai să vedem. Dragoș, da. L-a luat, așa-i? Da, și s-a dus în zonă. Da. Și o să vedem cine rămâne în viață. Oricum o să câștige echipa ta, cred. Da. Cine a rămas ultima persoană în viață? Nu știu, stai că vedem acum. Ne putem uita. O rămas Dragoș. Dragoș a rămas ultimul în viață. Dragoș? Cum naiba a rămas Dragoș? El s-a omorât, parcă. S-a dus, el era proful, nu? Să înțeleg. Da. El a rămas ultimul. Da, el a rămas ultimul. Deci a câștigat proful. Proful de mate. Nu vine să cred. Da, el a rămas pe locul întâi. A câștigat proful de mate. A câștigat Dragoș. Opa. Dragoș, da. Da, mă, au câștigat proful de mate. Cu cine să ne punem acum iară? Hai să ne gândim, nu știu. Cu Poco la mine. Cu Poco? Oare l-au toți pe Poco? Nu știu. Posibil să da, posibil să nu. Hai să vedem dacă l-au pe Poco. La mine vreau să se joace lumea cu cine ia să ne gândim. Cu Rico, bă, toată lumea Rico. Toată lumea Rico, fiți nu atenție aici. Așa. Clasa mea să aleagă Rico. Așa, bun. Te întreabă ce e. Rico. Hai să vedem. Dacă luăm pe Poco, ar trebui să fim clasa de muzică. Adevărat. Adevărat. E și asta treaba. Dar am decis să facem clasa de română și de mată, dar putem spune în secret că suntem și clasa de muzică. Da, voi cântați, eu pe la română, cântați. Noi cântăm pe la română. Hai să-l aleg pe Rico, Brico. Bun, și gata, am dat ready. Și eu am dat ready. Ce-au zis? Alo, ce-am câștigat? Alo, alo, gara, ce-am câștigat? Experiență, Dragoș! Experiență! Ești cel mai tare prof din parcare. Exact. A fost prof sau prof? Da, prof de mate. Ești cel mai tare prof de mate din școală. Haideți, ready? Dar profa de română a câștigat odată, așa? Ready? Nu, o colegă din clasa de română. Da, o colegă din clasa de română și doi prof de mate. Am înțeles. Matematica asta ne omoară pe toți. Clasa mea Rico. Iară cineva offline. Iară cine? Tot zeul. Zeul înseamnă că revine repede, probabil. Poate i-a picat Brawl Stars-o. Hai stem. Trebuie să... Ai dat ready? Da, eu am dat ready. Hai să vedem. Să dea și restul ready. Haide, haide. Sper să revină zeul. Hai să le scriem ready, ca să nu trebuiască să zicem iară. Hai, zeule, revino, revino, zeule. Revino, Barosane. Haide, știu că poți, zeule. Nu-ți lăsa colegii la greu. Că dacă nu trebuie să mai explicăm încă o dată. Îl dăm afară? Păi nu știu ce să zic, sincer. Hai că văd că nu intră. Dă-l afară, ce să zic, na? Acum așteptăm să intre. A, iar m-am mutat pe mine acum. Da, nu contează, echipele rămân la fel, știi? Da, zi numai la Carina. Zi, okay. Carina, Carina e în echipa ta. Carina, ești în clasa mea. Hai că scriu eu iară și jucăm prima zi de școală. Scriem așa, bun. Așa, power up sunt temele. Bun, ok. Cine ia temele devine profesor. Și n-are voie să omoare. Sar pe el. Așa și scriem profesorul nu are voie să atace. I-am zis Carina cu Poco să se pună. Și să sperăm că a înțeles. Bun, hai să vedem. Hai să dăm ready, dă-i ready. Sper că o înțeles, Carina. Sper. Am dat pe ready. Haide. Cine mai este? Spike. Spike mai trebuie să mai dea doar. Hai, Spike-ule. Haide, haide cu ready. Să vedem care clasă câștigă de data asta. Clasa de română sub acoperire de muzică ready. Sau clasa de mate? Ready, ready, ready. Ready, ready. Hai să vedem. Ok. Am intrat. Bun, haide, 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 haide. Abia aștept să văd cine o să câștige de data asta. Și eu, sincer să fiu. Am spus pe un coleg de-a tău. Am spart o cutiuță. Da, și eu m-am întâlnit cu un coleg de-al meu, cu Rareș. Cel mai bun m-am întâlnit de la tine. Salut, colegul! Mai ții minte că m-ai bătut odată, colegul? Mai ții minte? Ce coleg ai tu, te bate, îți dai seama? Mă bat colegii mei, Foxi. În loc să țină cu tine. Îmi dă pe freză. Da. Ce zici tu de colegii ăștia? Da, și ce tot face colegul tău? Nu știu, că se bate cu zidul, am văzut și eu. Nu, ba dă noi, ba se retrage, iar cred că și tot face ultimata. Da, posibil, da, da, da. Nu mai da nenia. Colegul tău de la mate mă urmărește. Nu mai da nenia. Colegul meu Star mi-a dat în freză direct, instant. Ia uite câți colegi de la mine. Aoleo, Spike, câte Dragoș. Câte acolo în mijloc, Foxi. Te-am văzut și pe tine și pe Florentina și pe Daria și pe Carina. Pe toată lumea am văzut. Da, uite, zi toată clasa aici, Foxi. Cred că e toată clasa ta aici. Toată clasa mea e prezentă. Clasa mea e răspândită peste tot. Uite, Rareș. Stare l-am văzut de la tine. N-are treabă, el se joacă în timpul orelor. În loc să fii atent la ce avem de făcut. Uite, am aici trei colegi cu mine. Doi nu știu pe unde își fac viacul. Încă unul. Hai colegul, hai colegul, vino aici colegul. La mine e plin de colegi aici. Acum, mai îmi lipsește un coleg. Clasa mea e pe la tine pe acolo? Nu știu. Colegul meu? Nu e în clasa mea. Nu e acolo? Nu. Unde mi-i colegul? Eu sunt cu Carina, cu Spike, cu Dragoș. Colegul! Cu Daria. Nu caut colegul, Foxi. Nu știu. Unde ții colegul? Unde pana mea mi s-a dus colegul ăsta? Se ascunde într-o cufă? Dragoș nu era în echipa ta? Ba da. Atunci de ce s-a pus cu Poco? S-a pus cu Poco, am înțeles. Hai că o înțeles și el. Care sunt regulile jocului? Ochiulii de la ora ta și eu vin la clasa de română. Adevărat, ochiulii de la ora mea, Dragoșelu. Deci înseamnă că de aia suntem mai puțini. Da, exact. O luat Power, nu o luat, Dragoș. Nu o luat. Sau? Nu o luat. Nu o luat. Știi tu care e faza, Foxi? Că se apropie zona. Da, cineva va trebui să devină prof. Cineva o să devină prof și nu știu cine. Nu știu, sincer. Dragoș stă acolo. S-a blocat acolo. Da, s-a pus bine acolo, sincer. Și-o luat loc. Stau și eu lângă ele, fiată. Ne-am blocat azi aici. M-am blocat și eu aici. Aoleu, cineva o tras. Aoleu, o tras cel mai bun, cred că ne-au bătut pe toți. Uai, și au rămas Dragoș cu Daria. Au rămas doi profesori la tine, Foxi. S-au bătut profesori între ei. O câștigat Daria, profa de română. Doamne, da, deci s-au bătut doi profesori de română. Să vedem. Dragoș și cu Daria s-au bătut. Daria o câștigat. Și Daria a câștigat, bă. Profa a câștigat, profa de română. Acum o să ne dea să citim romane peste vacanță. Ne pune acum la teme. De murim. Deci cam asta a fost episodul Houdinașilor și vulpițelor și vulpișorilor. Dacă v-a plăcut, nu uitați acolo de un like, un share și un subscribe. Și dacă mai vreți să mai facem nu știu, joculețe din acestea, tot așa cu brawlerii la școală sau ceva de genul acesta, dacă mai aveți idei să ne scrieți acolo în comentarii. Lăsați acolo un like și v-am spus comentariu. De asemenea aveți Instagramul meu houdini.insta, rupeți acolo butonașul de follow, Instagramul lui Foxi, foxi.insta, rupeți și acolo butonașul de follow și noi ne reauzim pe următorul episod. Pa, pa! Pa, pa!